Având în vedere situația și trendul ascendent al acestui coronavirus, al noului coronavirus în România, redacția noastră de știri face un tur al județului Bacău și chiar în acest moment suntem în direct cu domnul Petru Iștoc, primarul comunei Cleja. Domnule primar, ne auziți, da? Da, vă aud, sigur. Domnule primar, voi încerca să aflu de la dumneavoastră câteva lucruri care, desigur, sunt importante și trebuie comunicate locuitorilor din comuna Cleja și nu numai, pentru că noi ținem legătura și cu române din străinătate, cei care au ținut totuși să rămână în străinătate, chiar dacă ar fi dorit să fie aproape de familie, tocmai pentru a proteja pe cei apropiați lor, dar și celor care au venit în țară. Cam care ar fi situația în comuna Cleja în acest moment, din punct de vedere al acestei pandemii? Vă spun bună ziua, întâi. Situația la noi în Cleja este una normală, firească pentru timpurile de astăzi. Cu precauție urmărim și noi scena, adică ceea ce se întâmplă la nivel global. Ați discutat cu oamenii, bănuiesc că mulți dintre ei au numărul dumneavoastră de telefon, au numărul de la primărie. Ce v-au spus aceștia? V-au pus întrebări? Cam care e starea lor de spirit în acest moment? Încă o dată vă spun, sigur este o stare un pic de teamă, ca să spun, sunt cetățeni care sunt preocupați pentru soarta lor, sunt cetățeni care, cetățenii sunt la fel cu multe semne de întrebare, cu probleme, cu tot felul de discuții, noi îi îndrumăm și căutăm ca să-i liniștim. Ca să spun probabil așa. Foarte mult se întreabă, așa cum ne întrebăm și noi, oamenii din presă, oare când se va termina acest vis urât, că parcă în ianuarie eram cu toții într-o altă lume și iată ne-am trezit așa dintr-o dată toți în case, pentru că așa este corect din punct de vedere al siguranței de sănătate. Să înțeleg că au înțeles recomandările și ordonanțele militare până la urmă de a nu ieși din case, adică aveți și cazuri de oameni care nu respectă legea? Îi urmărim, îi monitorizăm din scurt și sigur, dacă se întâmplă mici accidente, le atragem atenția și n-au încotro, trebuie să se supună regulilor actuale. Așa că căutăm ca să conștientizăm populația și în cazuri extreme să venim probabil și cu o măsură un pic mai dură, ca să spun așa, să venim și să-i obligăm pur și simplu ca să rămână la casele lor. Tocmai ca să nu pună în pericol pe ceilalți. Spuneți-ne, bănuiesc că nu aveți în acest moment cazuri de coronavirus, nu? Verificate. Aș putea să spun că e un caz fericit și este un caz fericit, cred că aproape la nivel de Bacău, că pe noi deocamdată ne ține de o parte așa de situația actuală. Nu avem probleme, nicio problemă, cei care vin acasă sunt izolați, respectă termenele, zi de zi cei care, poliția și persoanele care sunt îndreptățiți să meargă să facă controlul acasă, se ducă, îi verifică și îi monitorizăm și chiar lucrurile astea ne bucură pentru că cetățenii înțeleg să colaboreze și ca să ieșim din această epidemie, ca să spun așa. La primărie cum este în acest moment programul? Ați luat măsuri pentru a izola funcționarii publici să nu fie în pericol de cei care eventual au de rezolvat anumite probleme? Sigur, noi avem ușa la intrare și orice cetățean care intră sunt preluați de la ușă și ei sunt ținuți oarecum pe holul
primul hol, ca să spun, intrăm și rezolvăm problemele lor, dar nu lăsăm să intre în instituție. Ați luat măsura de a personalul să poarte măști, să, iar cei care vin să se dea cu, eu știu, cu o substanță sigur, care să... Avem dezinfectant, fiecare, avem chiar și la intrare și persoanele care vin sunt date să se dezinfecteze. Noi, la fiecare contact care avem cu, eu știu, cu persoane, cu hârtii, cu adrese, personalul se dezinfectează pe mâini. Noi suntem în birouri, la fel avem măști, avem dezinfectant, dezinfectăm și pe jos, avem la preș, la intrare, la ușă, în care la fel tot timpul este în fiecare dimineață reîncrospădat cu dezinfectant. Cam lucrurile care se întâmplă și la nivel de țară, ca să spun așa. Da, sigur, bănuiesc că nu mai sunt atât de mulți oameni care vin direct la primărie și care încearcă totuși să ia legătura pentru anumite lămuriri sau pentru a rezolva anumite probleme administrative și prin numărul de telefon și prin adresa de e-mail, deci folosind aceste căi electronice. Sigur, avem și acest, dar să știți că noi suntem la țară, totuși cel mai mult sunt situațiile în care, într-adevăr, chiar situații de deces, situații de... Mai deosebite. Așa, mai da. Deosebite. Și încercăm, când vine un cetățean și vrea o situație care se poate, vrea ceva care să se poate rezolva și ulterior trecerea acestui coronavirus, îl îndemnăm ca să se ducă acasă și să vină după ce trece această pandemie. Puteți să indicați totuși un număr de telefon fix la care cei care doresc să ia legătura cu dumneavoastră sigur, ca primar? 0234-253012 și avem și un mobil 0764-502-666. Oricând suntem și răspundem solicitărilor care vin de la cetățeni. Aveți la îndemână și o adresă de e-mail pentru cei care vor să vă scrie în... Da, clcleja101@yahoo.com. Câlă de la Consiliul Local, da? Consiliul Local, Cleja, da, legate. Da, perfect. Sigur că toate gândurile noastre se îndreaptă întotdeauna la nivelul administrației locale către cei care sunt în prima linie. Dacă la spitale sunt medicii pe linia întâi a frontului în acest război cu coronavirusul, în comune pe linia întâi sunt... funcționarii publici, primarul, cei care veghează ca lucrurile în continuare să meargă înainte, pentru că nu putem opri în loc întreaga activitate. Așadar, o să vă rog să ne spuneți care este starea de sănătate a funcționarilor publici din instituția dumneavoastră și aparatului din subordinea primarului. Cazuri excepționale. Nu avem, ne desfășurăm activitatea în condiții aproape normale, ca să spun așa, cu condițiile care sunt acum. Nu avem probleme de speciale. Am căutat ca persoanele care doresc și să iei zilele de concediu să plece în concediu și ne desfășurăm activitatea în condițiile de criză, ca să spun așa, în criza care suntem acum. Alte lucruri pe care doriți să le subliniați în convorbirea noastră de astăzi, domnule primar? Eu aș îndemna toți cetățenii ca să stea acasă. Cred că este altceva, nici nu știu, să nu se întâlnească, să nu se îmbrățișeze, să poate o distanță de câțiva metri unul de celălalt, distanța socială care se vorbește acum. Să încercăm, deci, să nu ieșim în stradă. Lucrurile de genul ăsta care sunt normale și firești și că toată lumea tot timpul le auzim acum la televizor, adică le auzim la televizor foarte frecvent. Da, era o glumă în perioada asta pe rețelele de socializare. Dacă închizi televizorul, dispare coronavirusul. Iată că, din păcate, oamenii stând în casă văd din mass media așa cum evoluează lucrurile. Și sigur, trebuie să vedem ce se întâmplă și la state mai importante decât noi din Europa. Așadar, dumneavoastră le transmiteți cetățenilor să aibă responsabilitate. Ce alt mesaj pe finalul discuției noastre? Pentru că știți, domnule primar, întotdeauna
ei așteaptă de la dumneavoastră. Ați observat și când nu erau vremurile astea așa de grele cum sunt acum, pentru orice lucru vă opreau pe drum, veneau la primărie și sigur pentru ei primarul este un reper și așteaptă de la dumneavoastră, eu știu, sfaturi, lucruri importante. Ce le transmiteți dumneavoastră pe finalul discuției noastre? Cu răbdare să trecem și peste această povară care avem, să rămânem acasă, liniștiți, să ne găsim activități în jurul casei ca să nu ne plictisim și viața merge mai departe, înainte. E transmis sănătate. Asta cred că este cel mai important lucru, sănătatea, ceea ce vă dorim și dumneavoastră, domnule primar. Vă dorim să aveți cât mai puține evenimente în această perioadă foarte grea pentru noi toți. Sigur că, într-un fel, noi cei care trăim la oraș așa vă invidiem acum, în acest moment, că mai puteți ieși prin curte, mai e un pic poate mai bine. Știți, pe vremuri lumea fugea de la țară la oraș, acum noi cei de la oraș ne-am fi dorit să trăim la țară. Sigur că greutățile sunt pentru toți. Domnule primar, vă mulțumim foarte mult. Dumneavoastră, ca întotdeauna, ați fost un partener al televiziunii Exclusiv și ați lăsat întotdeauna ușa deschisă pentru noi, lucru pentru care vă mulțumim și în aceste clipe și vom ține legătura în continuare cu dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc și altă dată. Dragii mei, a fost alături de noi Petru Iștoc, primarul Comunei Cleja. Vă rugăm și noi, ca oameni de presă, rămâneți în case, pentru că este, așa cum spun specialiștii, poate chiar încă n-am ajuns în perioada de vârf a acestor lucruri care se întâmplă în jurul nostru. Iată, întotdeauna ați văzut că noi, ca oameni de presă, ținem aproape de primarii din județul Bacău și v-am dat exemple de oameni care într-adevăr comunică cu noi, cu presa, care sunt deschiși și care ne-au demonstrat nu numai odată că sunt oameni responsabili și care urmăresc îndeaproape aceste lucruri. Până data viitoare, vă spun tuturor la revedere și multă, multă sănătate. Mulțumim încă o dată, domnule primar, toate cele bune. La revedere! La revedere! La revedere!